Am să fim noi cu pâine? În anul acesta? Să avem pâine pe masă? Noi am, eu am scris o scrisoare special lui Chico câteva luni în urmă, astă toamnă, când se recolta cerealele. Și am scris lui despre experiența noastră, că trebuie făcut balansul cerealelor și de văzut cât merge la pâine, cât merge la la Vitarit, cât merge la alte destinații și cât noi am recoltat și cât noi putem exporta. Noi așa facem în fiecare an. Și cu preț nominativ. Dar nu prețul să-l pui un vaja sau un uh, 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 rudă de -a lui Irina Vlach sau altcineva. Acum doi monopoliști sunt pe piața Moldovei cu cereale. Familia Vlach și a este vaja. Și acum noi rămânem fără cereale. Dar vă ajută tot în timpul nostru de fim cu pâine, am să fim cu pâine, dar cu și prețul la această pâine. Prieten TV8 nu este doar televiziune, știți foarte bine, noi suntem și pe rețelele sociale, dar și pe YouTube. Vă îndemnăm să fiți alături de noi și acolo. Dați un like canalului de YouTube al TV8 ca să rămâneți alături de noi și paginii de Facebook TV8 Moldova.